Dragilor, numele meu este Shaitiș Marcel, vă salut din Madagascar, sunt misionar aici și acum mă pregătesc ca să intru în cadru Echip România, Echip Leadership România, care se ocupă de formarea de lideri și de asemenea de evangelizarea prin leadership. Aș vrea să împărtășesc astăzi câteva lucruri cu dumneavoastră despre atitudine. Câteva lucruri care fac referință și la Sfânta Scriptură. Și anume că atitudinea este ca o pensulă cu care ne vopsim viața. Putem să o vopsim în culori luminoase sau putem să o vopsim în culori sumbre, în culori întunecate. Eu vă invit să o vopsim în culori luminoase. Atitudinea este o decizie pe care o luăm zilnic. Și vedem două exemple în Biblie. În cartea lui John Maxwell găsiți aceste lucruri. Îl vedem pe Saul și pe David, care au abordat viața, lucrarea, regalitatea cu atitudini diferite. Amândoi au avut același, pot să zic, mentor, același învățător, același sfătuitor, și anume pe Samuel, profetul. Dar, vedeți, atitudinea lor a fost diferită. Amândoi au avut același cadru de a se dezvolta, era poporul lui Israel. Atitudinea lor a fost diferită. E adevărat că unul dintre ei s-a simțit tot timpul amenințat, Saul s-a simțit amenințat de către David. Dar, în general, au beneficiat de același cadru, au beneficiat de aceiași oameni care i-au iubit, i-au servit. Însă felul în care au abordat lucrurile a fost diferit. Și cred că totul a pornit de la atitudine. Atitudinea, da, îți determină altitudinea, spune John Maxwell. Așa s-a întâmplat și în viața lui David, așa s-a întâmplat și în viața lui Saul. Saul a trăit o viață plină de frustrări, plină de gelozie, cel puțin în a doua parte înainte de a muri. David a trăit o viață plină de victorii, plină de încredere în Dumnezeu. De aceea te invit astăzi să-ți decizi în fiecare zi, în fiecare dimineață, atitudinea cu care abordezi viața, atitudinea cu care mergi înainte. Poți să fii recunoscător și să spui fiecare zi: Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce mi-ai dat. Doamne, îți mulțumesc pentru că este soare afară sau că este ploaie. Doamne, îți mulțumesc pentru că sunt în viață. Mulțumesc pentru cei dragi, pentru cei apropiați. Sau poți să te plângi, da? Ce grea este viața, ce e dificil, ce e greu o ducem. Haideți să ne punem încrederea în Dumnezeu și să urcăm, da, se iau de un avion, da, nu suntem foarte departe de aeroport, și să zburăm, să urcăm la mari, la mare altitudine, având o bună atitudine ancorată în voia lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu. Vă salut din Madagascar, Marcel Shaitiș.